găsit. Întrebarea pe care aș vrea să o discut astăzi în continuarea ciclului de Apocalipsa este aceea dacă există o bază teologică a noțiunii că duminica este semnul fiarei și dacă există o bază teologică pentru semnificația conflictului sabat-duminică în contextul a ceea ce numim Marea Luptă. De la ce vreau să evit o falsă dilemă? Mai întâi vreau să evit biblicismul îngust care are loc atunci când un baptist și un adventist își trag unul altuia cu Biblia în cap, așa cum ați văzut de multe ori și știm că totdeauna această bătaie cu biblitate în cap nu se termină nicăieri. Celălalt aspect pe care vreau să-l evit este aceea de a aborda strict critic textul biblic și științific, dar ignorând aspectul istoric al teologiei creștine, teologia istorică. Nu vreau să discut cu această ocazie dacă este sau nu legitimă interpretarea noastră cu privire la Apocalipsa 13. Nici dacă este sau nu posibil să apară un decret duminical în timpul nostru, ci dacă există o bază teologică solidă pentru această interpretare a conflictului sabat-duminică. Și ce aș vrea să spun de la început este că lucrurile nu sunt atât de simple. Există într-adevăr argumente în favoarea unui asemenea conflict esatologic și argumente teologice în favoarea noțiunii că duminica, să zic, este semnul fiarei, adică duminica este, să zic, o expresie a războiului religios al catolicilor împotriva protestanților. Și în același timp există suficiente găuri în această interpretare teologică. Și din cauza asta aș vrea ca să interpretăm aspectul teologic, să-l privim în mod destul de simplu, dar nu incomplet. Deci, de unde să începem? Cei mai mulți dintre noi sunt familiari cu acel tip de semnar de Apocalips, în care este citat un ziar din Boston de prin secolul XIX, din perioada când catolicii erau o minoritate persecutată în Statele Unite, sau dintr-un catehism catolic, tot din secolul XIX, în care se ridică întrebarea care este ziua Domnului și se răspunde sabatul, sâmbăta, ziua șaptea. Care este sabatul? Ziua șaptea, sâmbăta. Atunci de ce ținem duminica? Pentru că Biserica Catolică, Conciliul de la Laodicea 363-364, canonul 29, a transferat solemnitatea de la sâmbătă la duminică. Ca atare, duminica este un semn al autorității Bisericii Catolice. Și repezirea duminicii însemnează că primești semnul fiare, adică te supui tradiției, te supui unei autorități umane, în timp ce păzirea sabatului este semn că te supui autorității biblice și ca atare adventismul de ziua șapte este singurul protestantism adevărat. Însă întrebarea este în ce măsură este această interpretare legitimă? Și când spun în ce măsură este legitimă, întreb în ce măsură este legitimă teologic argumentația pe care am citat-o, specifică unui catolic american, irlandez sau polonez sau italian din secolul XIX. Anume, uite că și voi protestanți țineți duminica, fiindcă noi am făcut duminica. În ce sens? În sensul că, de fapt, niciuna dintre bisericile istorice, în niciun caz biserica catolică, nici biserica protestantă, nici protestantismul istoric, nici biserica ortodoxă, nu sunt sabatariene. Nu au o doctrină sabatariană. Mai întâi să devin ce este sabatarianismul. Noi identificăm sabatarianismul cu sabatarianismul de ziua a șaptea. Noi ne numim adventiști de ziua a șaptea. Și această denumire adventiști de ziua a șaptea reflectă un război care s-a încheiat de mult. Anume, nu știu dacă vă amintiți acea anecdotă cu soldatul japonez care la 20 de ani după terminarea războiului încă păzea un depozit de muniții, crezând că războiul nu s-a terminat. Și nu primise niciun ordin de la statul major japonez sau de la împărat sau de la cer, trebuie să primească ordinul să
își părăsească postul pentru că nu mai este război. Oarecum în situația asta este adventismul de ziua șaptea. În sensul că noțiunea de ziua șaptea indică un conflict în interiorul sabatarianismului. Și sabatarianismul este un fenomen puritan. Sabatarianismul nu este neapărat sabatarianism de ziua șaptea, tocmai din cauza asta se numește adventist de ziua șaptea. Pentru că există și sabatarianism de ziua întâia. Adventiștii sunt sabatarieni de ziua șaptea, numai că problema este că sabatarianismul de ziua întâia a murit. Nu mai există. Și chiar dacă există un curent în favoarea duminicii, în favoarea zilei Domnului, acesta nu este sabatarian propriu-zis. Ce este sabatarianismul? Să definim clar termenul. Sabatarianismul implică un cod de comportament strict cu privire la păzirea sabatului. Acest cod de comportament este, în cazul adventismului de ziua șaptea, bazat pe codul fariseic. Pentru că nu e nevoie să spun că nu există un cod de comportament dedus direct din porunca patra. Ci noi avem acest comportament, cod de comportament practic, copiat după codul fariseic. De asemenea, au existat sabatarianism de duminică, care a aplicat codul fariseic la ziua duminicii, dar cei mai mulți puritani care au fost sabatariani de duminică au creat un cod bazat pe ceea ce considerau că este legea naturală. Deci sabatarianismul implică un anumit cod de comportament în ziua Domnului, indiferent dacă este vorba de duminică sau de sâmbătă. Și acest curent în relație cu duminica a dispărut în secolul XVIII. Chiar dacă există, așa cum a spus, un curent puternic în favoarea zilei Domnului, nu foarte puternic în timpul nostru, dar a fost o resuscitare a problemei duminicii la 1831, care a influențat foarte mult formarea adventismului de ziua șaptea în decenii următoare, a fost după aceea odată cu apariția evanghelicalismului american la sfârșitul secolului XIX, în sfârșit a fost odată cu apariția fundamentalismului american iarăși. S-a creat chiar o alianță a zilei Domnului, însă niciunul din acestea nu a mers până acolo încât să impună un cod strict de comportament credinciosului, în niciun caz să adopte codul farisei pentru duminica. Așadar, sabatarianismul de ziua șapte este o relicvă a secolului XVIII. Dar lucrul cel mai important este aici că catolicii nu au fost niciodată sabatarieni. În sensul că nu au o sabatarie de duminică, să fie foarte bine înțeles. La fel ca și protestantismul istoric sau ortodoxia. A existat superstiție la firul ierbii cu privire la Sfânta Duminică, că dacă lucrezi duminica te trezește și așa mai departe. Și aceste superstiții au fost încurajate de biserică. Dar ceea ce vreau să spun referindu-mă la Biserica Catolică, când este un canon al Bisericii Catolice cu privire la un cod de comportament special pentru ziua duminicii. În niciun caz un transfer al codului fariseic la ziua de duminică, cum este în cazul adventiștilor la ziua de sabat. Adventul de ziua șapte are la bază conceptul de Marea Luptă și eschatologia adventistă se bazează pe conceptul Marei Lupte. Și acest concept de Marea Luptă, în scurt, implică noțiunea că a existat o mare apostazie după secolul I, în care s-a renunțat la păzirea sabatului în biserica creștină. Și că reformațiunea a fost o întoarcere a bisericii către biserica apostolică. Deci a fost o reformă a marii apostazii. Și că reformațiunea a continuat mai târziu în puritanism, cu accentul pus asupra sfințirii și asupra unui cod de comportament strict. Și iar adventismul de ziua șaptea reprezintă ultimul segment al reformațiunii, în sensul că este o problemă nerezolvată în reformațiune, anume întoarcerea la păzirea sabatului și respingerea categorică a duminicii. Este sau nu este legitimă această interpretare a Marei Lupte? Așa cum am spus, are puncte tari și puncte slabe și vreau doar să analizăm obiectiv, dumneavoastră trageți concluziile. Pentru a înțelege poziția reformațiunii cu privire la sabat și duminică, trebuie să înțelegem mai întâi că au existat niște războaie religioase. Și aceste războaie religioase au fost foarte violente. În ultima instanță, să nu uităm că o pătrime din populația Europei, din populația Germaniei, a murit în războaie religioase. A fost mai rea
au fost mai rele decât al doilea război mondial, pentru Germania cel puțin. Și primii peregrini care au venit în America, puritanii, au plecat în timpul războiului religioase. După ce catolicii și protestanții s-au bătut cât s-au bătut și au dat seama că rezoluția cea mai bună este o secularizare a guvernelor care să permită fiecare biserică sfera ei în societatea civilă. Și chiar înainte de Revoluția franceză a existat o tendință de secularizare a monarhiilor europene, deși erau încă state creștine. Dar vis-a-vis de conflictul între protestanți și catolici, au preferat să aibă o poziție neutră, chiar dacă exista o biserică de stat, celălalt avea o libertate să-și păstreze religia. Și aceasta, până la urmă, după Revoluția franceză, a dus la guverne seculare. Americanii au fost însă primii care au creat un guvern secular. Un guvern în care biserica și statul sunt separate. Contrar la ceea ce spun mulți revizioniști creștini în America, inclusiv adventiști. Guvernul american a fost înființat ca un guvern creștin, ci ca un guvern secular. Și ca atare, religia a devenit o problemă privată. Libertatea religioasă a fost asigurată pentru fiecare. În același timp, conform amendamentului 1, statul nu are voie nici să împiedice, dar nici să favorizeze o anumită religie. Însă, populația americană a rămas cu mentalitatea războiului religios. Asta este foarte important. Oamenii au venit cu cicatricile războiului religioase, de fapt cu rând sângerânde al războiului religioase. Și în mare măsură, conceptul de marea luptă reflectă această mentalitate pe care au avut-o puritanii americani, că amenințarea catolică nu s-a terminat. Și sunt încă amenințați de Biserica Catolică. Însă, întrebarea este, plecând de la aceste conflicte religioase, începând de la 2 ani după moartea lui Luther, în 1548, când a fost primul conflict între Liga Protestantă și Carol al V-lea, susținut și încurajat de papă, bineînțeles, și în sfârșit, terminând nu atât de mult cu pacea din Vestfalia, cât pacea din Augsburg. Care a fost, să zic, elementul cheie în acest conflict? Și aș vrea să accentuez asupra unui aspect foarte important acest conflict, anume adiafora. Ce este adiafora? Noțiunea de adiafora este, vine din filozofia stoică și însemnează lucrurile indiferente moral, dar sunt lucruri bune și rele, sunt stoicii. Dar sunt lucruri care nu sunt bune nici rele, da? Avea avere, avea faime, nu este nici bine, nici rău din punct de vedere moral sau etic. Este indiferent moral. Și întrebarea este dacă în creștinism există adiafora. Bineînțeles că există. Există lucruri indiferente din punct de vedere salvific sau spiritual sau moral. Și aceste lucruri însă există un punct în care Pavel, care este cu siguranță cel mai important în punerea bazelor pentru etica creștină. Pavel merge mai departe decât stoicii, fiindcă Pavel consideră că anumite aspecte care sunt indiferente moral sau spiritual au totuși o valoare morală în funcție de motivele lor. Și aș vrea să-mi dați voie să vorbesc puțin despre adiafora la Pavel și după aceea să mergem mai departe la războiul între catolici și protestanți și în sfârșit să venim în timpurile moderne. Deci, un exemplu tipic este în 1 Corinteni, capitolul mâncările jertfite idolilor. Pavel spune că împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură. Mâncarea, a mânca carne, nu te face plăcului Dumnezeu și a nu mânca carne nu te face plăcului Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură. Și bineînțeles că Pavel se referă aici la problema mâncărilor jertfite idolilor. Dar fără de ele că se referă și la kosher. Și există multe motive ca să susțin acest lucru. În sensul că Pavel consideră că, când spune că împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, e clar că respinge codul fariseic aici. Însă ce însemnează, când spune Pavel mai departe, fie că mâncați, fie că beți, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Și aici Pavel introduce noțiune că totuși, chiar dacă mâncarea și băutura în sine nu sunt
lucru care te apropie sau te îndepărtează de Dumnezeu. Totuși, motivul pentru care mănânci și bei are o semnificație morală. Ce înseamnă aceasta? Există doar două interpretări posibile. Una este că Pavel totuși ne recomandă codul fariseic de mâncare și băutură, dar să fie făcut spre adică dacă chiar vrei să mănânci și să bei spre slava lui Dumnezeu, ce mijloc mai bun este decât să adopți codul kosher sau vegetarianismul, codul reformei sanitare. De ce nu stă în picioare această idee? Nu stă în picioare din cauza contextului. În primul rând, nu există altă opțiune decât codul fariseic, pe de o parte, sau cealaltă este cea sugerată de context. Contextul este acela că a mânca și a bea spre slava Domnului implică o sensibilitate față de conștiința aproapelui. Trebuie să zidești biserica, să ai iubire. Și principiul iubirii te îndeamnă că atunci dacă fratele tău crede că a mânca o mâncare jertfită idolului este păcat, mai bine să nu mănânci ca să nu-i creezi lui dureri de cap noaptea. Pe de altă parte implică și ideea cealaltă, că dacă cineva te invită la masă și spune ceva pe masă, să nu întrebi nimic din cauza cugetului, adică să nu-l jignești pe omul acela. Cred că e destul de clar concluzia. Asta se referă și la mâncărul jertfită idolului, se referă și la kosher. Și dacă vezi și la mâncarea de carne în timpul prosul și de ce. Pentru că dacă nu ar fi așa, ar însemna că de fapt Pavel ne recomandă codul fariseic. Și nu-l văd pe Pavel recomandând codul fariseic și Iisus este foarte clar că n-a onorat niciodată codul fariseic. Că spunea nu onora codul fariseic, onora codul mozaic. Este același lucru de fapt, pentru că codul mozaic implică anumite reguli și fariseic cred că mai bine decât farisei nimeni nu le-a formulat acestea. Farisei au încercat să fie cât mai rațional și cât mai practici în a implementa codul mozaic. Și oricine încearcă această implementare, tot la farisei va ajunge. Așadar, asta e adiafora, este indiferent din punct de vedere moral și totuși nu este indiferent din punct de vedere moral dacă atunci când mănânci sau bei, îl rănești pe aproapele tău. Sau când refuzi o mâncare, îl rănești pe aproapele tău, este același lucru. Știu că mulți nu sunteți de acord, însă acesta este adevărul, indiferent dacă ne convine sau nu. Acum să mergem mai departe. Cu privire la sabat, singurele texte în care Pavel vorbește despre o zi de odihnă, nu despre sâmbătă, general, o zi de odihnă, sau o zi specială de închinare, o tratează tot ca diafora. Unul consideră o zi mai presus de celelalte, ce pentru altul toate zilele sunt la fel. Pavel consideră diafora și spune Pavel cine o ține pentru Domnul o ține, cine nu o ține pentru Domnul nu o ține. E Roman 14, concluzia, tot ce nu vine din credințare este păcat. Și aici să nu înțelegem interpretarea stupidă a lui Morris Venton că vrea să spună că tot ceea ce nu vine printr-o putere pe care zice Dumnezeu prin credință este păcat. Ci se referă la faptul că dacă nu este o convingere morală, este păcat. Deci, Pavel iarăși nu consideră că păzirea unei zile este adiafora, ci consideră că are valoare morală în funcție de motivele celui care o face. Dar dincolo de aceste motive, ziua de odihnă sau de închinare, dacă vezi de liturghie, o zi nu are o valoare intrinsecă la Pavel. Acesta e adevărul, luați Biblia, dovediți-mi că este altă. Așadar, când discut cu cineva care încearcă duelul de Biblie cu Biblia în cap, textul meu este acesta, eu țin o zi mai presus de celelalte, o fac din convingere și am convingerea mea și motivele mele. Însă, problema este că nu poți universaliza, nu poți generaliza. Acum, care a fost poziția bisericii după Pavel cu privire la duminică, care a fost poziția bisericii catolice? Poziția bisericii catolice a fost aceea că poziția bisericii părinților apostolici, după aceea părinților bisericești, a fost aceea că sabatul este ceva ce se împlinește în Iisus. Și duminica nu a fost propusă ca un sabat, mă rog, ca ziua 8-a, ca ceva transcendent, care prin natura ei ziua 8-a nu face parte din săptămâna de 7 zile, implică o anumită transcendență a timpului. Dar cert este că începe de la Justin Martirul până la Augustin, duminica apare ca zi de liturghie, ca zi de închinare, fără să fie mesa catolică, dar apare ca zi de închinare.
iar sabatul apare ca fiind împlinit în Iisus. Odihna este în Iisus. Sabatarianismul reapare în biserică în secolul IV ca sabatarism de ziua a șaptea și ziua a întâia. Și nu mă refer aici la legea lui Constantin. Legea lui Constantin este neutră din punct de vedere teologic, fiindcă spune toată lumea să se închine în onorabilă zi a soarelui. Deci pentru un creștin nu are nicio relevanță teologică. Dar canonul 29 al Conciliului din Laodicea, de care am vorbit, de la 363-364, spune că creștinii nu trebuie să sabatizeze, ci să, dacă este posibil, să se odihnească în ziua Domnului, ziua întâia. Aici aș vrea să subliniez acest dacă este posibil. Conciliul din Laodicea nu argumentează niciun caz pe baza poruncii a patra. Susține că este nevoie de o zi de odihnă, în mod natural, și dacă este posibil această zi de odihnă să fie ziua întâia, când este și zi de liturghie și oamenii merg la biserică și oameni departe. Dar Conciliul din Laodicea anatemizează pe cei care țin sabatul, pe sabatarenii de ziua șaptea. Lasă loc la un sabatarenist de ziua întâia, deși nu îl stipulează explicit, dar îi lasă loc. Însă anatemizează pe cei care țin sabatul zilei a șaptea. Așa că există în Conciliul de Laodicea un canon antisabatist de ziua a șaptea. Asta este foarte clar. Dar nu există un canon sabatarian în favoarea duminicii ca sabat, ca fals sau ca pseudo-sabat. Și aici este o problemă teologică pentru noțiunea că închinarea, completarea reformațiunii trebuie făcută prin o rezoluție în privința conflictului sabat-duminică. Însă nu este totul asta, că există totuși un argument în favoarea poziției adventiste. Și care este acest argument? Să mergem la epoca războiului religioase. Deci primul conflict, când Liga Protestantă a fost învinsă de Carol Kentul, 1548. Carol a căutat un compromis cu biserica catolică, cu bisericile luterane. Și acest compromis a costat în faptul că permitea clerului să se căsătorească și să dea laicatului pâinea și vinul. În același timp însă cerea ca luteranii să accepte cele șapte sacramente, fiindcă luteranii acceptau doar două sacramente, botezul și cina Domnului, și să accepte primatul papei, bineînțeles, și să renunțe la îndreptățirea prin credință, la ținea îndreptățirii prin justificării. Melanchthon se pare că a fost destul de înclinat spre compromis care să restabilească pacea, însă Flacius în special a fost foarte împotriva compromisului și deși Wittenberg, unde se aflau și rămășițele lui Luther, s-a predat lui Carol al V-lea și ducelui Morris, care era fratele vitreg al electorului de Saxonia și aspira să ia locul, ceea ce a și făcut. Cu toate, deci, că Morris a câștigat și Carol Quint au câștigat și luteranul pe războiul. Pastorul luteran a refuzat să, mulți pastori luteranului a refuzat să se supună. Unul a fugit în Anglia, alții au suferit martirajul și au fost arestați împreună cu familiile lor și a fost o persecuție violentă declanșată. Morris și-a dat seama că nu se află într-o poziție foarte bună ca populația germană să fie persecutată de un rege spaniol și de papalitatea din Italia. A înțeles că politic nu stă prea bine în treaba asta. Și a schimbat, din motive politice, a schimbat taberele. Așa că a trecut de partea luteranilor și a început iarăși războiul religios. În urma războiului care a urmat, s-a ajuns la o nouă pace, la Augsburg. Cred că în 55, dacă nu mă înșel. Dacă istoria nu mă înșeală, dar aveți Wikipedia și puteți să consultați. Și în această pace la Augsburg, până la urmă s-a ajuns la acel compromis cuius regio, cuius religio. Adică cine este rege, acela stabilește și religia. Cu alte cuvinte, în principatele în care electorul este luteran,
populația va fi luterană, acolo unde este catolic va fi catolică. Acest principiu a fost dus de puritani în America, să nu uităm lucrul acesta, pentru că ei au înființat colonii puritane în care aveau nicio problemă să impună puritanismul ca religie, pentru că aveau această mentalitate de cuius regio, cuius religio. Acum, însă, în acest conflict care a fost între catolici și protestanți, s-au găsit mai multe formule de compromis. Și una dintre probleme a fost adiafora. Adică, ce facem cu adiafora? Ce facem cu acele practici sau doctrine catolice care sunt neutre din punct de vedere salvific, teologic, spiritual, moral? Ce vom face cu ele? Și există două curente. Unul a fost acela că trebuie făcut un compromis în privința aceasta. N-ar loc să te bați pentru ceva ce nu este de semnificație spirituală reală. Însă, ceea ce a prevalat a fost concepția lui Flacius în special. Iohannes Agricola, iarăși, care era antinomianist, care au susținut ideea că atunci când este ceva adiafora, dar acel adiafora, acea doctrină sau practică adiafora, este impusă cu forța, atunci avem datoria morală să rezistăm. Cu alte cuvinte, dacă există sărbători catolice sau elemente liturgice sau de decor bisericesc, care sunt neutre spiritual, dar biserica vrea să le impună neapărat, atunci respingem ca un atentat la libertatea de conștiință. Și aici intervine prima problemă cu sabatul și duminica. Dacă duminica este ceva ce ne cere papa să facem, impus de biserica catolică, chiar dacă sabatul este adiafora, atunci noi vom respinge păzirea duminicii. Hai să luăm lucrurile, să nu mai simplu în privința sâmbetei. Dacă biserica anatemizează pe cei care țin sâmbăta, chiar dacă păzirea sâmbetei este adiafora, noi vom respinge acest canon care anatemizează pe păzitorii sabatului zilei a șaptea. Și ca atare vom respecta opțiunea unei comunități să țină sâmbăta, așa cum vor respecta unei comunități să fie duminica. Numai că lucrul acesta s-a și întâmplat în protestantism. În sensul că protestantismul constrâng că sabatul este adiafora. Că nu este mandatoriu niciun caz să ții legile fariseice. Luther însuși, vorbind nu de sabat, dar de zecime, este foarte specific în privința aceasta. Dacă ceva în Vechiul Testament ne ajută spiritual, putem să luăm, dar nu ne simțim obligați. Dacă ne ajută principiul zecimii, îl vom implementa, dar nu este o obligație spirituală. Zecimea poate fi ceva foarte practic, dar nu este o obligație pentru credinciosul Noului Testament. Este adiafora. În privința sabatului, Luther și Calvin au fost clar antisabatarieni. Adică au refuzat noțiunea că duminica este sabat sau că este o zi specială de odihnă. Să nu uităm că protestanții au renunțat la liturghia catolică, la mesa. Sfințirea duminicii la catolici vine din faptul că mesa este sfântă. Este vorba de transubstanțiațiune, de transformarea trupului Iisus în pâine și vinul. Bun, protestanții renunțând la sfințenia liturghiei catolice, implicit au renunțat la sfințirea duminicii. Și duminica a devenit o zi convențională în care să te aduni. Acum, trecem de aici la puritani, fiindcă puritanii, noțiunea de adiafora la puritani este că, de exemplu, există anumite elemente de închinare care sunt biblice și trebuie respectate. Puritanii au fost foarte mult mai înclinați să accepte autoritatea Vechiului Testament. De exemplu, instrumentele muzicale nu se găsesc în Biblie, le scoate. Imnurile din Cartea de Imnuri nu sunt în Biblie, ci din psalmii din Biblie. Scoate imnul. Asta a fost poziția prezbiteriană în secolul XVII. Și puțin prezbiterii au mai acceptat astăzi, numai în unele comunități prin Apalașia foarte izolate. Dar poziția inițială a fost scot și armoniu sau orgă sau pian, orice ar fi, sau orice instrument. Scoți chiar și cartea de imnuri și te mulțumești doar cu psalmii, să cânti doar psalmi. Însă locul
în care te închini și ziua în care te închini este adiaphora. Însă, deci asta a fost poziția generală a puritanilor. Însă puritanii au fost primii care au reimitat sabatarianismul. Deci să fiu clar înțeles, sabatarianismul nu vine de la Biserica Apostolică. Sabatarianismul este o invenție puritană în secolul XVII. Și această invenție puritană constă în faptul că puritanii, apelând la legea naturală, să fiu foarte clar, puritanii n-au apelat la legea morală, la legea mozaică, ci la legea naturală. Am spus că legea naturală ne cere să păzim o zi din cele 7. Și acum li s-a părut normal ca această zi să fie duminica, pentru că duminica este ziua creștină. Ziua Domnului la creștini este ziua de închinare la creștini. N-au avut aici niciun fel de îndoială. Aici n-au spus că porunca așa patra ne porcește să ne închinăm în sâmbătă. De ce? Pentru că porunca patra nu ne spune unde să ne închinăm, nici măcar să ne închinăm. Dar porunca patra în legea celor 10 porunci nu are treabă cu închinarea, ci doar cu odihna. Și puritanii, considerând Westminster Confession, de exemplu, conform legii naturale, o zi din cele 7 trebuie să fie pusă deoparte pentru relația cu Dumnezeu. Duminica fiind ziua de închinare, normal că aceasta este ziua în care trebuie să o punem la o parte ziua pentru odihnă și pentru închinarea cu Dumnezeu. Și puritanii au decis că trebuie un cod de comportament pentru ziua de duminică. Și acest cod de comportament, în mare măsură, unele comunități l-au luat direct din codul fariseic. Alții au încercat să ducă pe baza legii morale, pe baza legii naturale. În ce consta aceasta? Principiul de la sfințit la sfințit este luat din legea mozaică, dar este luat oarecum și din legea naturală. Că este, știi când apune soare și știi că sare, nu ești adormit atunci când începe sabatul sau când se încheie sabatul. Alte probleme însă au rămas să fie dezbătute. Și vreau să subliniez unul foarte important. Puritanii din Anglia și din America au creat un cod de comportament strict în care sunt interese nu numai activitățile seculare muncii, de corvadă, de muncă, dar și activitățile recreative. În timp ce influența puritanilor s-a extins pe continent în comunități pietiste de limbă germană sau scandinavă sau Bohemia, și aceste comunități au acceptat noțiunea puritană de sabat, sabat al zilei întâi, însă nu au acceptat noțiunea că este interes să ai activități recreative în ziua de sabat, azi se citi ziua de duminică, ci doar că nu trebuie să faci muncă, în sfârșit. Nu trebuie să faci activități de corvadă. Și în general, nu știu dacă mergeai până acolo să discute de munca intelectuală, da? Nu trebuie să dai cu sapa sau să ieși la pescuit și așa mai departe. Dar poți ieși la pescuit recreativ, de exemplu, da? Vă sublinez această noțiune pentru că, în general, adventiștii de ziua 7 din România, când pleacă în Germania, sau înainte, acum Germania e plină de imigrație, lucrurile s-au mai schimbat. Dacă plecau în Germania sau în țările scandinave, erau șocați de obiceiurile, ce numeai obiceiuri laxe în păzirea sabatului. Lui se părea că adventiștii germani au apostaziat pentru că după masa ies la not sau joacă volei și cum e posibil așa ceva. Ceea ce nu realizau acești români cu mintea lor, mă rog, educată de predicatorilor needucați, ceea ce nu înțelegeau ei era faptul că acești germani nu apostaziaseră de la altceva, ci ei au contat o tradiție sabatariană de duminică, au translat asupra sâmbetei. Așa cum puritanii anglosaxoni, special americanii, au transferat o tradiție puritană de duminică asupra sâmbetei la ei acasă. Numai că în lumea anglosaxonă, puritanii interceau activitățile recreative sau recreaționale, nu știu cum se spune, da? Jocul cu mingea, notul, ce vreți dumneavoastră. În ziua de duminică și adventiștii au adoptat asta cu privire la sâmbătă, iar pe continent n-a existat o interdicție cu privire la activitățile recreative, cum e, de exemplu, catehismul din Heidelberg, care a adoptat sabatarianismul, dar era doar cu privire la muncă. Deci n-a fost vorba de o apostazie.
Germanii au avut tradițiile lor sabatariene continentale și anglosaxonii au avut tradițiile lor sabatariene puritane anglosaxone. Și fiecare și-a urmat anul, românii au primit puritanismul anglosaxon, l-au importat, pentru că acolo este centrul și mama adventismului în America și au luat și ideea că n-ai voie să te joci cu mingea sâmbăta. Pe când germanii au considerat una că este ok să te joci cu mingea sâmbătă sau să înoți sâmbăta. Acum, lăsând această la o parte și înțelând că aici nu vorba de o apostazie, ci de o dilemă, de o controversă că au avut-o puritanii între ei în secolul XVII cu privire la cum trebuie să ții ziua de duminică. Mergem mai departe și înțelegem că puritanii au avut un cod de comportament sabatarian pentru duminică bazat pe porunca a patra, pe legea naturală și porunca a patra sau chiar doar pe legea mozaică, unii dintre ei transformând la duminică. Ca tare, nu a existat, de fapt, un sabatarianism de duminică catolic, ci doar unul, nici măcar unul protestant, ci unul puritan. Și nici acesta n-a fost universal în puritanism, nici acesta. Așadar, avem aici o problemă cu semnul fiare. Acul semn este. Adevărul este că conflictul între sabat și duminică a fost specific puritanismului anglosaxon, mai ales în America. N-a făcut niciodată parte din conflictul între protestantism și catolicism. Acum, considerând că duminica este adiafora și catolicii o impun, putem să revendicăm acesta ca fiind un motiv în controversa dintre catolici și protestanți, marea controversă. Făcând abstracție că războaia religioasă s-au încheiat de mult și că Europa s-a secularizat și că America are un stat, e un stat secular, acceptând totuși că continuăm această controversă. Dacă Biserica Catolică ar veni să ne impună duminica, avem tot dreptul să rezistăm și să spunem nu, noi nu acceptăm un canon catolic, numai că Biserica Catolică a interzis păzirea sâmbetei la catolici. Odată ce protestantismul a fost acceptat ca mai întâi pacea din Augsburg, ca o religie legitimă, apoi a fost loc pacea din Westfalia și în sfârșit, odată cu secularizarea Europei, s-a terminat orice conflict cu privire la felul în care trebuie guvernată societatea. A rămas o problemă privată religia. Deci, trecând peste aspectul acesta, pe care probabil mulți americani nu-l înțeleg, de-aia continuă și războaiele culturale aici în America. Dar trecând peste aspectul acesta, repet, conflictul nu este relevant pentru că Biserica Catolică nu a avut un canon pentru impunerea duminicii, ci doar de excludere a sabaterilor din Biserica Catolică. Felul cum cineva ține duminica este în mare parte lăsat la latitudinea personală și duminica nu este declarată o zi de odihnă, deși catolicii sunt încurajați să se odihnească duminica. Dar nu este ceva mandatoriu, omul, dacă e vorba că își pierde geabul, biserica, cum este enciclica lui Ioan Paul II-lea, Dies Domini, din 1998, biserica este încurajată, episcopii și cardinalii sunt încurajați să facă lobby la guvern ca catolicii să poată să aibă o zi de odihnă, ca o nevoie umană, spune Ioan Paul II-lea. Dar în niciun caz catolicul nu este exclus pentru că a fost chemat la serviciu în duminica și s-a dus. Problema aceasta nu apare în Biserica Catolică. Așadar, conflictul este un conflict între puritani, fiindcă puritanii au adus sabatarianismul ca cod strict de comportament pentru duminică și apoi a fost transferat la sâmbătă. Hai să facem istoria puțin mai, să vedem istoria mai departe pe scurt. Odată ce duminica a fost declarată sabat, era de așteptat să apară o reacție și să se spune că de fapt sabat este sâmbătă, nu duminica. Și așa au făcut-o baptiștii de ziua șaptea. Numai că baptiștii de ziua șaptea au avut ceva ce nu au adventiștii. Ce au avut baptiștii de ziua șaptea? Baptiștii de ziua șaptea au declarat sâmbătă, adevăratul sabat. Dar s-au abținut să creeze un cod de comportament pentru ziua de sabat. Catare au spus, sâmbăta este sabatul, dar nu ți-au spus ce ai voie și ce n-ai voie să faci în sabat.
a lăsat asta ca o problemă de conștiință. Adventiștii care au luat de la baptiști de ziua a șaptea, sabatul zilei a șaptea, au creat un cod de comportament strict. Mai întâi l-au împrumutat de la puritanii de duminică, dar pentru că n-au vrut să recunoască niciun fel de filiație în privința aceasta, adventiștii s-au revendicat direct la legea mozaică și asta a fost o capcană. Pentru că adventiștii s-au trezit luptându-se, să zic, nu pentru libertatea de conștiință, pentru că, repet, dacă duminica este și sâmbătă sunt adiafora și un guvern, nu neapărat catolic, unul puritan, să zic, îți impune să calci sâmbăta sau să ții duminica, ai tot dreptul la o rezistență conform noțiunii lui Iohannes Agricola și al Flacius, că dacă ceva e adiafora și catolicii ne impun, noi rezistăm, bun. Dacă ne impun protestanții, la fel, rezistăm. Ai tot dreptul la o rezistență în privința aceasta. Numai că adventiștii au ajuns să facă un război nu pentru libertatea de conștiință, că asta implică noțiunea că adiafora devine o problemă de libertate de conștiință atunci când ți se impune o zi de odihnă sau altceva care nu este relevant și salvific. Însă, adventiștii au ajuns să facă un război pentru legea mozaică și pentru noțiunea că sabatul este ceva universal, de la creațiune, pentru tot universul, va fi păstrit și în cer, și îngerii se odihnesc în sabat, și sabatul este, face parte din legea morală, este o poruncă cu caracter moral obligatoriu și că legea morală, nou, vechiul legământ, nu s-a desfințat. Acum, poziția protestanților și a celorlalți creștini în general a fost aceea că legea morală, fie că legea morală nu s-a desfințat, dar este spiritualizată în timpul nostru și ca atare păzirea sabatului este spirituală, Iisus este odihna noastră, sau că legea naturală implică o zi de odihnă săptămânală și ca atare este o problemă morală, nu atât de mult să te odihnești tu, cât mai degrabă să permiți robului tău și roabei tale să se odihnească o zi pe săptămână și bineînțeles că ai tot dreptul să protestezi când ți se impune să lucrezi 7 zile non-stop și să n-ai o zi de odihnă, fie că nu sunteți sub vechiul legământ, vechiul legământ nu mai are nicio relevanță pentru noi, nu avem nicio obligație față de vechiul legământ, suntem sub nou legământ, suntem conduși de legea naturală, nu de legea celor 10 porunci. Aceste 3 poziții au fost, în general, adoptate în creștinism și au fost controverse în privința aceasta, dar noțiunea că legea vechiului legământ, legea celor 10 porunci și vechiul legământ sunt aplicabile după codul fariseic, că asta e singurul cod pe care îl cunoaștem, la literă, inclusiv mâncărurile coșer și alte prescripții ale Vechiului Testament. Noi spunem, ok, legea ceremonială s-a desfințat, rămâne legea morală, însă cele două nu se pot despărți atât de simplu. Și de multe ori mergem ca la bufet și luăm una și lăsăm alta. Însă, noțiunea aceasta că conflictul eschatologic, în ultima instanță, este un conflict pentru vechiul legământ, pentru iudaism, este o noțiune care nu va rezista mult și deja încep să-și piardă încredere în ea oamenii chiar în biserică. Încercând să caracterizăm lucrurile pe scurt, această noțiune a unui conflict sabat-duminică apare mai degrabă ca un rezidu al unui conflict între puritani din secolul XVIII. Ceea ce avem noi acum sunt umbrele acelui conflict. Și practic ne batem cu umbrele. Acum, haideți să venim puțin în timpul nostru. Pentru a susține că acest conflict încă e relevant, când războaiele religioase s-au terminat din secolul XVII, sabatarezul puritan a încetat în secolul XVIII, mai ales după ce s-a creat Constituția Americană, apoi primul amendament, Bill of Rights, încetul puritanismul și-a pierdut relevanța. Firește, au fost adventiști care au făcut închisoare că au călcat duminica, fiindcă au fost legi albastre, care s-au impus local din cauza unei majorități puritane, și adventiștii au călcat aceste legi, dar n-a fost niciodată dat o lege care să-ți impune să calci sâmbăta. Așa ceva n-a existat niciodată
în America, care să-ți impune să schimbi ziua de cult de la sâmbătă la duminică. Legea dată în 363-364, canonul din Laodicea, care anatemizează sabatarienii în Biserica Catolică. Mă gândesc că o va aplica cineva astăzi. Probabil că dacă un catolic se apucă să țină sâmbăta, proiectul îi va face o vizită și va explica că e o superstiție iudaizantă, bla bla bla. Însă, cert este că nu se aplică la protestanți. Nici o biserică protestantă n-a susținut o dată ideea că cineva care ține sâmbăta trebuie exclus din trupul lui Hristos. Da? Adventiștii au fost atacați pentru faptul că o iau pe ele noi ca autoritate, cred că ispășirea a fost de plin la cruce, a fost, mă rog, din pricina că nu crede în ea, de murea sufletului, dar când este vorba de păzirea sâmbetei, au fost atacați pentru faptul că consideră că vechiul legământ este încă valabil. Dar noțiunea că cineva, dacă alege să ține sâmbătă, în loc să țină duminica, să se închide sâmbătă, nu se închide duminica, ar trebui e considerat ca eretic. Nu știu dacă își are loc în mintea majorității protestanților. Pentru că noțiunea este antiprotestantă, așa cum am spus, sabatarianismul puritan e mort. Și noțiunea care predomină astăzi în protestantismul evanghelic este că duminica este adiafora și sâmbăta este adiafora. Adică cine ține o zi pentru Domnul ține, cine nu ține pentru Domnul nu ține și eventual conflictul este cu privire la noțiunea că este obligatorie păzirea sâmbetei, dar nu cu privire la faptul că poți să ții o zi opțional și să nu ții alta. În privința duminicii au fost mai multe alianța zilei Domnului în America și exact și acea enciclica lui Ioan Paul al II-lea din 1998, Dies Domini, în care Paul al II-lea s-a apropiat oarecum de sabatarianism și a susținut legi pentru a proteja dreptul catolicilor să țină duminica. De fapt, ce a făcut Ioan Paul al II-lea, mai mult a recomandat ca duminica să nu fie doar o zi de weekend, ci să fie și o zi spirituală. Însă, așa cum am spus, un conflict între sabatarianism de duminică și de sâmbătă nu mai există în timpul nostru. Și n-a fost niciodată universal, catolicii nu l-au învățat așa niciodată, nici măcar ortodoxii. Și singurul conflict între adventiști și celelalte biserici teologic a fost cu privire la relevanța vechiului legământ pentru timpul nostru. Dacă codul de păzire a sabatului în iudaism este universal și este valabil în timpul nostru, și aici mă tem că nu avem argumentele cele mai puternice. Așadar, ce să spun? Nu vreau să spun nimănui ce concluzii să tragă. Acesta este tabloul teologic, teologic-istoric al relevației fructului sabat duminica. Și bineînțeles că poți găsi destui martiri care au murit și pentru sâmbătă, și pentru sabat, și pentru duminică, și destule controverse în istoria bisericească, dar ceea ce vreau să subliniez este faptul că, din punct de vedere teologic, pot susține noțiunea unui conflict sabat-duminică doar pe baza noțiunii adiafora, în sensul că dacă o putere eclesiastică sau politică vrea să-ți impună să nu mai ții sâmbăta sau să-ți impună să ții duminica, atunci devine o problemă de eliberare de conștiință. Și aici este legitimă interpretarea ultimului conflict din Marea Luptă. Pe de altă parte, așa cum am spus, catolicii nu sunt sabatarieni, n-au avut niciodată sabatarieni. Singurul conflict sabatarian, care este sabatul adevărat, a fost în interiorul puritanismului și acest conflict s-a terminat prin demisia puritanismului de ziua întâi și supraviețuirea adventismului ca puritanism de ziua șaptea. Dar uitându-ne în jur ne dăm seama că cei care țin duminica de fapt nu au un cod de comportament strict, așa cum au adventiștii în privința sâmbetei. Mă rog, țin minte, aveam un prieten preot luteran în România care duminica, după ce termina slujba la biserică, câți veneau acolo, lua tinerii și mergea să joace fotbal cu ei și după aceea se întorcea la biserică să facă un Bibelstunde.
Ei bine, imaginați-vă ce ar însemna ca un pastor adventist sâmbăta după prânz să ia tineretul să meargă să joace fotbal cu ei și poate să vină sâmbătă seara să-i aducă la ore de Biblie. Probabil că avea mai mult succes decât pastorul obișnuit, dar ar fi de neconceput. Și de ce spun aceasta? Ca să ne dăm seama că, de fapt, noi ne batem cu niște umbre aici. Noi suntem singurii sabatareni care au rămas. Și ceea ce trebuie să susținem nu este sabatarezul de ziua șaptea, ci ideea de sabatarianism în general. Dar ideea de sabatarianism, sabatarianism în biserica creștină, este greu de susținut. N-are rădăcini în istoria teologiei creștine, n-a fost acceptat nici de părinții bisericești apostolici, nici de părinții apostolici, dacă vezi de la început, nici de principale apologeți ai creștinismului, începând de la Iustin Martirul. N-a fost susținut niciodată de papi. A fost un antisabatarianism de ziua șaptea susținut, dar nu sabatarianismul de duminică ca atare, ca pseudo-sabat. N-a fost susținut de reformatori, a fost susținut de puritani. Într-o perioadă în care puritanii nu înțelegeau că s-a terminat cu istoria războiilor religioase, mai mult decât atât, războaiele religioase s-au terminat. Americanii probabil că nu înțeleg acest lucru, fiindcă au trăit izolați, dar trebuie să înțelege, guvernele Europei sunt guverne seculare, dacă sunt legi dominicale, nu au caracter religios, sunt pentru ca să nu bați cuie în capul vecinului care duminica se odihnește, asta este singurul motiv. America are un guvern secular care e foarte atacat uneori de anumite minorități zgomotoase, cum este majoritatea morală, care este o minoritate zgomotoasă. Adventiștii care cred că vine de credul duminical sunt întotdeauna gata să se alieze cu orice minoritate zgomotoasă, care revizionistă, care consideră că America e guvern creștin și că separarea bisericii de stat este o idee satanică și așa mai departe. Dar dincolo de acestea, America se secularizează tot mai mult, creștinismul scade ca influență, minoritatea numită majoritate morală, acea minoritate zgomotoasă pe care Partidul Republican a cooptat-o pe vremea lui Nixon, de partea lui, îmbătrânește și devine tot mai relevantă în politică. Nu văd posibilitatea a ceea ce numim noi legea națională, legea duminicală mondială, dar nu acesta vreau să discut. Ceea ce vreau să arăt este că baza teologică a conflictului eschatologic sabat duminică sau sabat de ziua șaptea, duminică de sabat de ziua întâia, este șubretă și nu rezistă la o examinare serioasă. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!